Ziua 2. Mergem în croazieră. Un sfat este să ajungeți la 8 jumătate dimineața pentru a prinde un loc mai bun. Dacă vreți umbră, e bine să ocupați partea dreaptă a vasului de croazieră. Trebuie specificat că în croazieră se pleacă doar din Nidri, oriunde ați locui pe insula Lefcada trebuie să ajungeți aici. Am plătit 90 euro, o familie cu doi copii, care au 8 ani și 5 ani. Am avut inclus în acești bani croaziera și trei porții de suvlaki, adică frigărui de pui cu cartofi prăjiți și salată. Vă recomandăm vasele de croazieră Nidri Star 1 sau Macedonia Palace. Vizitați însă cu limite de timp renumitele plaje. Prima oprire pentru baie sau bronz pe renumita plajă gremii. A doua oprire la poate una din cea mai frumoasă plajă din Europa, Portocațichii. Apoi, oprire pentru masa sau plajă și baie în portul Fiscardo din Chefalonia. Numită și Insula Pescarilor sau Diamantul Mării Aici se poate să faceți o mică plimbare prin magazine. Următoarea oprire ni dacă pentru plimbare sau not. Apoi ajungem la peștera lui Papa Nicolis. După peștera ajungem în insula lui Onassis, care se cheamă Scorpios și care acum aparține unui om de afaceri rus. Plaja are nisip fin și se pot face sărituri de pe vas sau să vă bucurați de soare. Pe această insulă a fost fotografiată goală, soția președintelui american, Kennedy care a fost asasinat în Dallas. După moartea președintelui, Jackie Kennedy a început o relație cu celebrul miliardar Aristotel În drumul de întoarcere vedem un grup de mici insule care se cheamă Scorpidi, Sparti și Madori. Ajungem în Nidri în jur de ora 6:30 jumătate seara. Voiam să vă mai spun că pe vaste croazieră există un bar de unde se poate cumpăra ce se dorește. Puteți veni cu băuturile sau mâncarea dumneavoastră în rucsac, nu veți fi verificați. În această excursie avem inclus și un party pe croazieră. Am ales să mergem noaptea următoare. După croazieră ne-am schimbat și am ieșit la plimbare prin stațiune și ne-am oprit la o tavernă pentru cine iar apoi în cameră la somn.